Spectacolele programate pentru următoarea perioadă în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva nu vor mai avea loc. Reprezentanții instituției de cultură de comun acord cu primăria municipiului Deva au decis închiderea sălii de spectacole după o verificare minuțioasă a spațiilor de spectacole și a funcționării instalațiilor de avertizare și intervenție în caz de incendiu. Unele dintre instalații vechi de 40 de ani nu se mai încadrează în prevederile noilor normative adoptate, spun reprezentanții Centrului Cultural. Nu am avut mai multe controle, din anumite puncte de vedere corespundem, din anumite puncte de vedere evident că nu corespundem. Eu presupun că, evident, foarte multe clădiri în România nu mai corespund pentru că s-au luat niște, sau s-au emis niște normative extrem, extrem de drastice, probabil justificate după tragedia colectiv. Am decis că este mai bine să... Închid sala mare, deci doar sala mare nu este închis centru cultural pentru că legea prevede să se ia măsuri speciale de, de precauție în ceea ce privește prezența a peste 200 de spectatori. Măsura este motivată inclusiv de faptul că pentru Centrul Cultural Drăgan Muntean este prevăzută începerea unor lucrări ample de refuncționalizare și reabilitare termică, lucrări care includ și montarea tuturor sistemelor moderne de apărare împotriva incendiilor. Restul spațiilor Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, inclusiv Sala Mică, rămân la dispoziția publicului și a celor care desfășoară activități culturale recreative Sumele necesare pentru a repara o astfel de casă de cultură sunt de peste 4 milioane de euro, iar instalațiile de pază contra incendiilor, de, de apărare, nu sunt niște instalații care se costă, știu eu, câteva sute de euro, sunt câteva zeci de mii, în așa fel încât ea va rămâne, probabil va rămâne închisă până la intrarea în reparație capitală. Noi dorim să fie cât mai repede, pentru că dacă nu intrăm într-o chestie românească, schimbăm instalațiile pentru incendii, după care intră în reparație capitală cineva vine și le demontează și se vor strica. Cheltuim bani de două ori, așa că va rămâne sala mare închisă până intră în reparație capitală. În ultimele două săptămâni, administratorii caselor de cultură din Hunedoara și Petroșani au luat măsuri similare de închiderea sălilor de spectacole și de anulare a reprezentațiilor artistice.